Spuneți cu ce gânduri ați votat astăzi. Da, am votat în primul rând pentru o schimbare. Am votat ca fiecare cetățean al județului Satu Mare să fie reprezentat. Am votat pentru condiții mai bune în zona rurală, să avem apă și canalizare în fiecare sat, în fiecare comună și să avem drumuri mai bune. Am votat pentru fiecare cetățean ca să aibă un acces mai bun la informații la nivelul județului și am votat pentru egalitate de șanse la municipiul Satu Mare. Sperăm ca o femeie, prima și singura femeie candidat pentru municipiul Satu Mare, să reușească să-și pună proiectele după votul de astăzi.